A fost un meci frumos, chiar dacă nu am avut o primă repriză foarte bună. Am demonstrat tărie de caracter, am demonstrat că suntem un grup unit. Jucătorii s-au ajutat pe tot parcursul jocului și mă bucur foarte mult pentru rezultat. Fost selecționerul în tribună, nu? Da, selecționerul a fost în tribună și abia aștept să vorbesc cu el, să văd părerea lui despre anumiti jucători pe care îi avem. Ce spuneți de această decizie luată de FRF în privința lui? Mă bucur foarte mult că avem un antrenor român. Cosmin este un antrenor tânăr, un antrenor care are foarte multe selecții la echipa națională, știe ce înseamnă să fii jucător la echipa națională și sunt convins că va face lucruri frumoase. O zi oarecare din viața noastră, am venit să vedem un meci împreună. Nu e chiar oarecare, domnule. E prima zi de muncă pentru el, practic. Da, hai să spunem. Cum l-a simțit? Puțin emoționat, cum? Deloc. Realist, cu foarte multe previziuni foarte exacte asupra ceea ce am văzut în teren și mă bucur de treaba asta. Te aștepta să la un asemenea rezultat? Campionat? Nu, mă așteptam să fie un meci foarte bun și a fost într-adevăr. Păcat că echipa lui Gica a doua repriză a căzut un pic, probabil că ar fi fost cu totul și cu totul altul nivelul jocului dacă ei erau ca în prima repriză și mult mai palpitant. Din păcate, nu știu ce s-a întâmplat, n-au mai putut să fie egali astrei în repriza a doua. Dar cum a reacționat Contra? Și-a luat notițe? A stat lângă mulți antrenori, a colaborat cu mulți antrenori. El cum e? Nu, n-are de ce să-și ia notițe, că avem înregistrări. Da, în orice caz, trebuie să felicit ambele echipe și modul în care se prezintă jucătorilor, pentru că sunt extrem de interesanți. E bine pentru viitorul selecționer că poate să-și aleagă într-o plajă mai largă de jucători din România. Cine mai vine în staff cu el? Nu știu, nu e problema mea. Da, lista celor convocați a creat așa, destul de multă vâlvă. Vă surprinde? Înțeleg că dumneavoastră ați trimis telegramele, nu? Da, bineînțeles, dar eu am căutat să aleg cât mai mulți fotbaliști, de unde el să-și aleagă exact ce-i trebuie pentru meciul respectiv. De ce Lobonț? De la Lobonț cum v-ați gândit? Pentru că Lobonț, ați văzut, este al patrulea pe lista portarilor, dar Lobonț a fost întotdeauna un catalizator pentru vestiarul național, dar și pentru vestiarul Romei, în ce știu eu. Și chiar dacă nu joacă la Roma, este acolo în continuare pentru că este un om extraordinar și știe cum să-și mobilizeze colegii. Ia în calcul să fie cooptat în staff sau ceva? Nu știu. Dar n-am mai jucat de 4 ani, domnul Fechiță. Adică am... E ca mersul pe bicicletă, nu cred că se uită. Dacă joci fotbal și dacă încă te pregătești la nivel profesionist la o echipă ca Roma, nu cred că uiți fotbalul. Dar ați vorbit cu el la telefon înainte? Cum a... Nu, n-am vorbit cu nimeni, eu am trimis convocările. Să nu crede că e o glumă, totuși. Nu, bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles. Vreți să vă mai spun ceva despre convocări? Nu le fac de capul meu, totuși, până la urmă. Adică v-ați sfătuit și cu Cosmin? Nu știu, n-am auzit. Mulțumim. Mulțumim! Mare plăcere! Seară bună! Au plecat fără dumneavoastră. Nu-i puțin lucru să învingeți campioana, nu? Da. Așa este la fotbal, am avut și puțin noroc, probabil că dacă ei înscriau la prima fază când a ratat Sucudean, probabil că se termina altfel, dar nu contează, e bine că am câștigat. Sincer, când ai văzut în vară că au plecat atâția jucători, te ești unul dintre cei mai vechi care au rămas în lot, da? Mai sperai că puteți avea un astfel de parcurs? Prima oară, de fapt la început n-am crezut, dar la faptul cum se lucrează și avem un antrenor foarte bun care se vede că știe fotbal și a început să meargă lucrurile la noi, să fim o familie și încet, încet, da, cred că o să putem să prindem play-off-ul. Candidați la titlu?
Lasă play-off-ul, că play-off-ul îl prinde sigur. Tocamente e prea devreme să vorbim de titlu. Întâi play-off-ul și vom vedea. A fost și noul selecționer în tribune, Cosmin Contra. Da, mă bucur că a venit la meci la noi. Sper că a avut ce să vadă și să cheme și câțiva din colegii noștri. Tu? Nu poți fi... Probabil că și eu. Depinde ce... cum o să joc și asta o să decidă domnul Cosmin Contra. Mersi. Cum e? Cum explici eșecul? Primul rând, bună seara. O dezamăgire foarte mare. Nu ne-a ieșit nimic. Nici o fază, nimic. Am lucrat foarte mult la antrenament. Din ce am lucrat, n-am pus în practică nimic. Suntem foarte supărați. Asta este, vine meciul cu Juventus. Trebuie să ținem capul sus, să ne pregătim foarte bine și să obținem cele 3 puncte. Dar nici tu n-ai fost în special în cea mai bună zi. Da. Ai avut o problemă? Nu am avut nicio problemă, nu știu. N-am fost în ziua mea cea bună, îmi pare foarte rău. Te-au copleșit laudele venite? Nu, nu m-au copleșit niciodată. Nu, chiar deloc. Dar ce înseamnă pentru tine o astfel de comparație cu un fost mare fundaș al echipei naționale? Vă dați seama că am fost foarte fericit, mă bucur că a spus asta despre mine, mă bucur că are încredere în mine, dar prima dată trebuie să demonstrez pe teren și după să vină aceste laude. Cosmin Contra, noul selecționer, crezi că va avea ochi pentru tineri? Să sperăm, trebuie prima dată să joc eu bine, să demonstrez că merit să ajung și după aia o să vedem. Miriuță, ai lucrat cu el la CFR, este noul antrenor al lui Dinamo, ce zici? Da, mă bucur foarte mult pentru el, este un om extraordinar care m-a ajutat foarte mult, care m-a promovat și îi urez mult succes. Va reuși acolo? Ai văzut că la Dinamo se schimbă lucrurile? Da, eu zic că va reuși, da. Am foarte mare încredere în el și eu zic că va reuși. Mersi, eu mai mult.